Bună ziua! Cu o regularitate care cred eu că a intrat deja în obișnuință, ca să zic așa, facem din nou colocviile Centrului Cultural Pitești. Nici nu se putea să avem astăzi, 14 ianuarie, altă temă decât Eminescu. Știm cu toții că mâine, 15 ianuarie, e ziua de naștere a poetului, ziua culturii naționale. Și trebuia cumva să marcăm acest eveniment. Dar numai că eu sunt convins că nu o face numai dintr-o obligație exterioară, adică un fel de corvoadă, ci pur și simplu credem că cu toții că sărbătoirea lui Eminescu vine oarecum firesc. Am astăzi doi invitați importanți, buni cunoscători ai operei și vieții și operei marelui poet național. E vorba de criticul literar, domnul profesor universitar, domnul Nicolae Oprea, și Jean Dumitrașcu, scriitor, publicist, autor a două cărți despre Eminescu. Una se cheamă Eminescu și Argeșul și alta e un fel de autobiografie reconstituită de el, cu un titlu luat din Eminescu și foarte expresiv, și când gândesc la viața, mă rog, lipsită de noroc, aia n-am mai adăugat, dar se subînțelege. Deci cu ei o să facem misiune. Ar fi trebuit să fie și poetul Mircea Bârsilă și în mod sigur ar fi completat, hai să spunem, triul, că până la urmă eu sunt doar prezentatorul, că ei sunt invitații, deci ei sunt vioara întâi. Numai că domnul Mircea Bârsilă a avut o problemă, e absent, hai să zicem, motivat. Numai, sunt convins totuși că poet fiind e pe undeva pe aici, prin atmosferă. Probabil va vedea emisiunea și ne va spune ce crede. Bun. Acum voi încerca să spun și eu câteva cuvinte. Nu sunt specialist în Eminescu, deci cred că o să vorbesc mai degrabă indirect despre marele poet național care a primit foarte multe calificative superlative, omul de plin al culturii românești, spunea Noica, sau expresie integrală a sufletului românesc, spunea Nicolae Iorga. Acum, astea multora le sună ca vorbe mari, dar vorbele acestea mari, cred că nu, în anumite contexte nu mai sunt chiar atât de mari, ci sunt exact expresia potrivită. V-am spus că o să vorbesc indirect ca un diletant, ca să zic așa, și încep să mărturisesc sincer, nu spun că îl citesc foarte des pe Eminescu, totuși anul acesta am citit câte ceva, am citit amintirile despre Eminescu al lui Stefanelli, și mai mult despre viața lui, pe am găsit întâmplător la o ediție a mărturilor celor care l-au cunoscut în epocă despre Eminescu în România, deci amintirile sunt despre perioada de studenție de la lui Stefanelli, despre perioada de studenție de la Viena, dar există o ediție de la Iași, de la Junimea, cu mărturile celor care l-au cunoscut, nu știu dacă a fost reeditată, și eu zic că ar trebui neapărat reeditată, pentru că e o carte foarte vie și care dă o imagine alta decât cea pe care consacrată, făcută de George Călinescu sau de alții despre Eminescu. Cam asta am citit și am găsit o antologie cu fragmente despre românii și românitate extrase în general din publicistica eminesciană. Poezie citesc din când în când, dar ceea ce cred eu. Eu cred că totuși îl citim sau nu îl citim pe Eminescu, cred că el ne-a exprimat atât de deplin dinspre esența noastră, de-aia spun că acele vorbe nu sunt vorbe mari, ci vorbe extrem de potrivite, încât fie că îl citim, fie că nu, evident că ideal ar fi să-l citim, Eminescu oricum ne exprimă pe toți. Și acest lucru s-a mai spus, evident că nu spun lucrul lui. Voi încerca să spun și eu câte ceva indirect. De ce cred eu, de pildă, că ne exprimă chiar în acest început, deja aproape nu mai e început, am intrat destul de bine în secolul 21. Și pornesc de la o idee care
pe care aș exprima-o așa. Știm cu toții că conceptele de stângă și de dreaptă politică s-au cam dus, în sensul că s-au amestecat, nu prea să mai știe, era să zic, ce, mai știe dreapta ce face stânga și invers, deci nu prea să mai știe exact care sunt criteriile care se delimiteze. În schimb, părerea mea e că conflictul actual, și din interiorul individilor, dar și dintre indivizi, este într-o mentalitate progresistă și o mentalitate conservatoare. Mentalitatea progresistă, știm cu toții că pornește de la uimirea în fața realizărilor tehnici. Tehnica progresează uimitor. Din ce am citit, am senzația că unul dintre, hai să nu spunem scopurile pandemiei, că sunt o teorie a conspirației, dar una dintre consecințele principale ale pandemiei și începe să se vadă este introducerea tehnologiei și mai puternic în piața oamenilor. Ei bine, progresiv și spun că acest lucru este extraordinar, că, ca să mă exprim tautologic, că e un progres. Tradiționaliștii cred că acest lucru răpește ceva din umanitatea omului, distruge tradițiile și astea. Știm cu toții că Eminescu a fost la ziarul conservator timp, a fost apropiat de Titu Maiorescu, a fost apropiat de conservatorii din epocă, antiliberal. Deci, practic, eu am senzația că tocmai pentru că acest conflict renaște la acest început de secol 21, Eminescu este din nou actual și nu la modul demagogic, ci la modul foarte puternic. Deci oamenii se împart și se ceartă pentru că unii sunt așa, unii sunt așa, asta se poate vedea în presă culturală sau neculturală sau presă obișnuită, dar acest conflict este și în interiorul indivizilor. Foarte puțini sunt atât de progresiști încât să bajocorească totalitatea tradiția și foarte puțini sunt atât de tradiționaliști încât să ignore progresele tehnice. Nici nu mai pot fi ignorate, trăind deja într-o lume tehnică. Așa că lupta e undeva și în sufletul nostru. E motivul pentru care Eminescu, în totalitate, deși ca poet și ca publicist și ca gânditor, încă ne poate spune și ne poate ghida în acest început de secol 21. Deci Eminescu este actual, din motivul pe care l-am spus, pentru că exprimă ceva din esența noastră ca români. Iar acest conflict cred că a fost permanent. Gândiți-vă că tot timpul am trăit cu unguți spre Europa de vest, spre apus, și totuși știam că nu suntem în totalitate apuseri. Eu am mai spus, părerea mea e că cele mai bune rezultate le-am obținut, nu știu dacă și pe alte planuri, dar pe plan cultural, atunci când am reușit să ne asumăm și latura răsăritean a noastră. Acest echilibru dintre, să spunem, latura răsăriteană și latura deschiderea noastră spre Occident, cred că cel mai bine este realizat de către marele, în opera marelui poet Mihai Eminescu. Acesta ar fi unul dintre lucrurile pe care vreau să le spun. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun e că am citit în sfârșit Lumea ca voință și reprezentarea cu vreo câțiva ani, pentru grație traducerii unui foarte important traducător care a fost membru în filiala unui scriitorilor a noastră de la Pitești, e vorba de profesor Radu Gabriel Pârbu, a reușit, e unul dintre cei mai mari traducători de limbă germană, între ultimele opere traduse, dar nu chiar ultima, este Lumea ca voință și reprezentare. Citind cartea, mi-am dat seama că de fapt amintindu-mi lecturile din liceu, mi-am dat seama că de fapt toată cultura română are undeva la bază metafizica schopenhaueriană, iar acest lucru se realizează grație lui Eminescu. E greu de spus, nu o să intru în detalii, dar asta a fost senzația pe care am avut-o atunci când am citit Lumea ca voință și reprezentare, repet, în traducerea regretatului Radu Gabriel Pârcu. De altfel, pesimismul schopenhauerian ține oarecum subîntinde oarecum concepția tradițională, o concepție tradițională aflată evident în pierdere față de concepția progresistă care e pe val, cum se spune în largul vremurilor noastre. Ce să vă mai zic? Și al treilea lucru pe care aș vrea să și... Deci al doilea lucru ar fi că Eminescu a reușit să-l introducă pe Schopenhauer, astfel încât, practic, pesimismul schopenhauerian a infuzat, cred eu, mare parte din literatura modernă. Al treilea lucru pe care vreau să-l mai spun
E că, din câte am înțeles de la profesorul Lascu, care a fost data trecută, generația 80, pe care o cunosc mai degrabă datorită prietenului meu, Altehaș Ionescu, și cărților sale, a fost o generație care, născută oarecum în țiajul avangardii, în continuitatea avangardii, nu știu ce relație a avut cu Eminescu, deja îi lansez întrebarea criticului literar obzecist, domnul Nicolae Oprea. Deci întrebarea se leagă de relația generației 80, ca poeți, prozatori și ce mai sunt ei, dar în principiu poeți și prozatori, cu Mihai Eminescu. Asta o reține ca o întrebare. Un răspuns deja îl am, pentru că domnul Nicolae Oprea va vorbi despre Eminescu în ultimul număr al revistei Argeș, care este pe internet și săptămâna viitoare va fi pe hârtie, numărul pe ianuarie. Are un text care are și e anunțată și continuarea despre Mihai Eminescu, sunt deja contrazis când am spus că generația 80 totuși nu s-a revendicat atât de mult de la Eminescu cât de la Caragiale. Deci poate mă înșel, dar am lansat acest lucru ca și întrebare. Cu ocazia asta l-am și introdus în emisiune pe domnul profesor Nicolae Oprea, iar după el va urma domnul Jean Dumitrașcu. În primul rând vreau să punctez cronologic soarta postumă a poetului național, care a devenit, din păcate, ca să spun de la bun început, o sintagmă care seamănă cu limba de lemn de pe alte timpuri. Mai potrivit ar fi poate sintagma lui noi ca omul de plin al culturii românești. Ce m-a frapat atunci când am reușit să intru în posesia integralei de opere, ediția definitivă critică, a fost distanța în timp între dispariția fizică a poetului, începutul ediției critice cu mare repercusiune asupra evoluției poeziei, inclusiv poeziei generației noastre, și apoi terminarea, sfârșitul ediției critice în 17 volume. Efectiv, între moartea lui Eminescu și începutul ediției critice, datorită marelui eminescolog Perpesicius, a trecut o jumătate de secol, nu? Apoi mai urmează o jumătate de secol datorită problemelor, mai ales din publicistica eminesciană, care erau urmărite de cenzorii din cenzura comunistă cu creionul în mână, ca să zic așa, încât sunt volume de publicistică din anii 80 care efectiv n-au apărut în ordinea în care erau numerotate, ci unele chiar spre prin anii 90, de fapt doar două au apărut în 90. Așadar, ediția critică și considerată definitivă, care a fost copiată după Revoluție de diferite edituri, nu știu dacă cu acordul Academiei Române, care este implicată în ediția critică, a început în 1939, datorită unui spirit și unui cunoscător în detaliu, pentru că stătea tot timpul, după cum se spunea, în Biblioteca Academiei Române, cu ochii ațintiți asupra manuscriselor eminescene. Dar am pierdut din vedere momentul în care, de fapt, Academia Română a intrat în posesia întregului volum, întregului bagaj. Unii îi spun că era într-o valiză, dar era, de fapt, mai urât că îi spune un pachet tezaur. În ianuarie 1902, Titu Maiorescu, care a păstrat cu sfințenie, într-adevăr, toate manuscrisele eminescene, le-a donat Academiei Române.
Așadar, revenind la 1939, când Perpesicius începe ediția critică, o începe desigur cu poeziile antume. Poeziile antume care se acoperă doar un singur volum din integrală, arată cam, dar nu erau cartonate primele volume, n-am adus, exemplare a adus Jean, formatul de aici, din stânga, care a continuat în ediția critică ulterioară, cealaltă este altceva, din mijloc. Așadar, Perpesicius realizează al doilea volum cu postumele și al treilea volum în care e și el foarte consistent, plin de note și variante, mai ales de versiuni ale poeziilor cele mai multe considerate antume. În fond, antumitatea creației eminescene se raportează la această ediție Princeps, dacă pot să o filmez pentru că e o raritate, este ediția care apare în decembrie 1883 și este de fapt datată 1884, ediție realizată de Titu Maiorescu, criticul care a crezut de la început, de la începuturile lui, să spunem așa, improvizate în Junimea, în cercul Junimii, a crezut în geniul eminescian și în momentul în care poetul a început să intre în perioada lui de criză care i-a stopat de fapt creativitatea, realizează acest volum de poezii, unele date ca inedite, pentru că nu apăruseră nici măcar în Convorbiri Literare sau în Familia unde debutase el, dar un volum care a trezit multe controverse, nu numai atunci, sau atunci mai deloc, dar mai ales în anii noștri, în anii postbelici mai precis. Pentru că a fost realizat acest volum fără acordul poetului. Poetul, de fapt, nu mai era în posibilitatea psihică, să-i spunem așa, să mai își dea acordul. Ediția lui Perpesicius, care l-a costat creșterea dioptriilor până la numărul de 12 dioptrii, spune el pe undeva, ceea ce este aproape imposibil, pentru că ajungi de fapt la o superlupă ca să citești facsimilele eminesciene, a realizat între 1939 și 1977 7 volume din integrala eminesciană. După moartea lui, firul a fost preluat de alți doi mari eminescologi și, să zic, filologi care erau însetați de cercetarea variantelor din manuscrise, au preluat ediția critică. E vorba de Vatamaniuc, de Dumitru Vatamaniuc și de Petru Creția. Aceștia au reușit cu greu să ducă la bun sfârșit celelalte volume. Numai așa, dacă ne uităm, veți vedea că dacă urmărim periodicitatea apariției în ordinea gândită în proiectul inițial, veți vedea că cronologia este inversată la unele volume. Astfel, în 1980 apare volumul 9, în 1889 volumul 10, e vorba, cum spuneam, de publicistica care cuprindea multe articole, să spunem așa, anti rusești
Și noi eram deja în plin comunism după tiparul bolșevic. Apoi, în volumul al 10-lea apare, spuneam, în 1989, al 11-lea în 1984, iarăși a luat-o înaintea celui din 89, pentru că acela avea probleme cu cenzura mare de tot. Volumul al 12-lea în 1985, al 13-lea același an, în al 14-lea în 1983, deci trecuse iarăși pasul cenzurii mai devreme. Volumul al 15-lea veți vedea acolo, nu pot să rezum aici, o serie de articole care au fost acuzate, bineînțeles, în perioada comunistă, inclusiv de naționalism, articole publicate în Timpul, majoritatea. În 1993 apare volumul al 15-lea, după ce în volumul al 16-lea, care trebuia să fie final, apăruse în anul Revoluției. A mai urmat în, la un an distanță după volumul al 15-lea o bibliografie care, mă rog, e un volum ca o adendă a ediției volumul al 17-lea. Ceea ce vreau să subliniez, după cum vedeți, calculând anii, că au trecut iarăși o jumătate de secol ca să avem integrala Eminescu așa cum merita. Din păcate, dacă urmărim tirajele, vom vedea că Eminescu era foarte puțin cunoscut de cei din interbelic, de cititorii comuni din perioada interbelică și perioada noastră postbelică. Am avut curiozitatea să, pentru că până la un moment dat, chiar sub comunism, mai dădeau tirajele la ediții. Iată, ediția din volumul din 1939 are 3250 de exemplare. Volumul 2, 3900 de exemplare. Volumul 3, 3620. Volumul 4, 4110. Volumul 5, 4300. Abia volumele de folclor și proză au tiraje ceva mai consistente. În paranteză fie zis, dacă vă mai amintiți, ce tiraj avea poezia lui, volumele lui Adrian Păunescu, veți vedea că la 100.000 de exemplare, 6.000 cât avea Eminescu, e o distanță mare. Așadar, volumul al 6-lea, 6.600 de exemplare, volumul al 7-lea, 7.500. Pudibonzi, tipograf de după 80, n-au mai scris în caseta editorială, în caseta de final, tirajul, dar într-un moment, pentru că Vatamanuc a mai trăit puțin după Revoluție, foarte puțin, a reușit să se confeseze undeva și să ne dea ca exemplu cel mai controversat din punctul de vedere al cenzurii și al atitudinii lui anti-rusești și naționaliste. Volumul al 16-lea a apărut chiar în 1989, a avut doar 160 de exemplare ca tiraj. De aici vreau să spun că tot e bine că până în momentul, să zicem, 70, când după tragicele întorsuri ale ideologiei comuniste, așa numitele teze din iulie, toate cenzura s-a năsprit foarte mult, inclusiv asupra clasicilor. Ca o paranteză fie zis, vreau să spun că în anii de socialist, de realist cinzivic, realist socialist din anii 50-60,
Eminescu nu apăra în bibliotecile obligatorii și în bibliografia didactică decât cu împărat și proletar. Așadar, asta vreau să subliniez în fond recunoașterea genului eminescian, talentului său suprafiresc, să-i spun așa, a fost cunoscut și apreciat în primul rând de oameni de cultură, de oameni de lectură, prin asemenea tiraje. Noroc, după câte mi-am dat seama din caseta care apărea la edițiile veche, din caseta editorială, că 500 de exemplare erau scoase pe hârtie velină și erau destinate bibliotecilor importante din țară, ceea ce, într-adevăr, nici regimul defunct nu putea să nu aprecieze. Cu mai mulți ani încoace, filozoful Constantin Noica, care și el a și scris un eseu frapant despre Eminescu și lui îi aparține sintagma omul de plin al culturii românești. Constantin Noica așadar propune tipărirea tuturor manuscriselor în facsimil, în volume, prin fotocopiere sau, mă rog, prin metode tipografice cât de cât moderne. Așa se face că în 2009, Academia Română, care pe atunci era condusă de un critic literar de mare amploare, care și-a pus amprenta la urma urmei asupra reabilitării și refacerii edițiilor critice ale scriitorilor canonici, ca să nu folosesc cel mai potrivit termen, din istoria literaturii române. Așadar, în 2009, Eugen Simion începe tipărirea în facsimilată, e un volum acolo cel mare, unul din cele 24 de volume, și aici îl admir și îl invidiez pe Jean Dumitrașcu că a renunțat la banii lui de tutun, nu știu dacă fuma pe vremea aceea sau de altceva, ca să cumpere mai multe volume din cele 24. Am citit de curând însă un articol din Convorbiri Literare al unei specialiste, cercetătoare în Eminescu, mai puțin cunoscută, care demonstrează că această ediție facsimilată în 24 de volume nu există integral nici măcar în marile biblioteci din capitalele literare, nu, ale României. Are, după câte mi-am dat seama, și articole reportericești, autoarea, a făcut niște anchete la bibliotecile cele mai importante din țară și n-a găsit decât la Iași ediția celor 24 de volume și aproape integral ediția facsimilată la Timișoara. De Pitești nu spune nimic și am vaga impresie că nici nu există la Biblioteca Județeană, dar trebuie să spun, eu având ediția integrală în casă, n-am fost interesat de facsimile, mai ales că nu vreau să iau pe urmele lui Perpesicius cu dioptriile lui. Cât privește întrebarea lui Leonid Dragomir, vreau să spun că la un moment dat, ca să pornesc la ceva concret, am făcut o ediție
cu poezii dedicate lui, am făcut o ediție, am pregătit o ediție, din păcate n-am mai avut timp să o tipăresc și acum e prea târziu, și am găsit aproape la toți poeții importanți din cele două generații care țin exclusiv de postbelic, deci nu mă refer la generația războiului a lui Preda și ceilalți, și anume am găsit poezii nu doar cu titlul Eminescu, dedicate sau inspirate de unul sau altul din ideile, una sau alta din ideile eminescene, vreo 100 de poeme scrise de poeți, începând cu generația 60-istă a lui Nichita Stănescu, inclusiv el a scris un poem în sensul ăsta și un eseu pe care îl și citez în articolul meu, până la, să spunem, Liviu Anstoiciu din generația noastră, la Cărtărescu n-am găsit, că se apucase de proză în momentul în care m-a interesat pe mine acest subiect, dar oricum vreau să spun că erau destui poeți care nu numai că s-au lăsat influențați de Eminescu într-un fel sau altul sau într-o falie a creației lor, dar l-au și admirat nu dincolo de secolul care trecuse între dispariția lui fizică și existența noastră de zi cu zi, de actualitate. În anii aceștia, mai ales în anii în care și politica comunistă, după depășirea realismului socialist impus în anii proletcultiști, și-au dat seama că reliefarea personalității lui Eminescu înseamnă de fapt un atu în fața Europei, s-au scris, s-au dat drumul la o serie de exegeze, de studii, de eseuri, unele de-a dreptul fantasmagorice, mă refer aici la cele care îi refac biografia cu tot felul de amănunte bizare luate de la niște oameni care chipurile ar fi cunoscut. Asta mai ales prin anii 60, când încă mai trăiau câțiva din urmașii indirect, să le spunem așa, ai lui Eminescu. Încât atunci când am scris câteva articole despre Eminescu, dar n-am, cum să zic, n-am trecut dincolo de un obiect pe care mi l-am asumat numai pentru a spune o opinie cât de cât originală despre un text sau altul din poezia lui. Pentru că de la editorii aceștia care neprețuiți Perpesicius, Vatamaniuc și Creția, care au scris, bineînțeles, și ei cărți despre Eminescu, și până la, să zicem, o carte despre Eminescu a unei colege din generația noastră, Ioana Bod de la Cluj, cred că în sumarea volumelor de exegeză ar trece de vreo 500 de titluri, dacă nu mai mult. Cred că n-a apărut încă nicăieri pentru că nici o bibliotecă de astăzi nu mai are integral nu cărțile apărute într-un timp, mai ales în timpul din urmă, când tirajele sunt aproape confidențiale la critică. N-a apărut deci o bibliografie exhaustivă, în afară de, spuneam, de Creția și Vatamaniu, care au ținut să scoată și al 17-lea volum după 90, în care bagă bibliografia până în momentul respectiv, dar nici acolo adusă la zi. Așadar, ceea ce m-a frapat în timpul din urmă,
a fost modalitatea ce ține de o creativitate care îl scoate pe Eminescu de sub tutela romantismului, parțial vorbind, și anume la poemele lui de căpătâi, mai puțin luate în seamă, pentru că majoritatea eminescologilor încep cu Luceafărul și Scrisoarea a treia, și Memento Mori, poeme în care armonizează romantismul lui funciar cu clasicismul la nivel formal. Și am ales două poeme din prima tinerețe, pentru că la 23 de ani e o tinerețe pentru cel care a trăit doar 40 de ani, nu? 39. Dar poeme din anii 1972, 73, 76 întinse mai ales în perioada în care el era student la Berlin cu bursa acordată de Junimea. E vorba de două poeme pe care Titu Maiorescu le-a inclus în această ediție Princeps, care spuneam că a fost fotocopiată în 1989, ca inedite, dându-le drept inedite. Paradoxal este că la o lună sau două după ce apară în volumul de poezii, cum îi zice Eminescu, mă rog, cu caligrafia din vremea aceea, vor fi publicate aceste două poeme, Oda în metru antic și Glosa, și în convorbiri literare. Deci nu mai rămân inedite, pentru că Eminescu încă mai trăia. În general, postumele sunt majoritatea inedite, postumele care, bineînțeles, că n-au apărut în reviste din timpul vieții. În studiul acestor două poeme de poetică specific eminesciană, de armonizare a clasicismului cu romantismul, cele două poeme au totuși o mulțime de variante, ceea ce dovedește încă o dată, dacă mai era nevoie, sau mai scris despre alte poeme la fel, că Eminescu n-a lăsat niciodată o poezie fără o altă versiune. În funcție de vârstă, de fapt, în fond, dacă ne gândim bine, el scrie efectiv poezie și proză și publicistică până în 1984-85. În 85 apare, după câte mi-am dat seama, un ultim articol din ediția lui Perpesicius, 1885. Așadar, de fapt, poezia se întinde între 70 și poezia de geniu, să spunem așa, sau de amploare valorică, apare în 15 ani de creativitate eminesciană debordantă, între 1970 și ceva și 1984-80. Da. Am greșit și în articol, noroc cu corectorul, fac o paranteză aici. Revenind la idee, formele finale, variantele definitive pe care le citim noi astăzi în mai toate edițiile, fie că sunt ediții pirat sau ediții critice, sunt aceste două poeme, apar cu titlul final, de fapt, Odă în metru antic, care se numea în versiunea inițială Odă pentru Napoleon, și Glosa, care se numea în versiunea inițială An spectator. De fapt, după cum se vede, Eminescu
în funcție de înaintarea în maturitatea lecturilor, inclusiv filozofice, și a traducerilor din poezia mare a lumii din momentul acela, și, bineînțeles, în câștigarea unui exercițiu poetic în care apelează la diferite formule, inclusiv forma fixă, cum e cazul Grosei, nu se sfiește niciodată să refacă un poem sau altul, dându-i cu totul altă întorsătură. Exemplul cel mai elocvent este, desigur, Oda în metro antic, în care spuneam din prima versiune, sunt vreo 10 versiuni din cele două poeme existente în facsimile, 10-11, el schimbă până din Oda pentru Napoleon, se mai păstrează în Oda metro antic doar două strofe se păstrează dacă privim la idee, pentru că sunt scrise cu oarecare sângăcii față de ediția definitivă. Mai mult decât atât, cum se vede, nu mai este o odă eroică dedicată unei personalități, este o odă, ea spune eu, forțând puțin nota, este o odă de autocunoaștere poetică. Pentru că personajul, împăratul, cezarul, deci personajul liric, este înlocuit aici efectiv de gânditorul poet sau poetul gânditor. Și ceea ce o face din această poezie, care din cele 15 versuri inițiale nu păstrează decât 9, decât 5, pardon, a fost și o versiune intermediară de 9, începe cu un vers care, din punctul meu de vedere, înseamnă o capodoperă. Ține locul unei capodopere. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Paranteza de lângă odă în metro antic, de fapt, se referă la antichitatea greacă și, mai precis, într-una din variante din ediția Perpicius, apare în paranteză în metru safic, pornind de la poezia celebrei poetese din antichitatea greacă, Safo, care metrică efectiv Eminescu o păstrează de-a lungul întregii versiuni finale. Deci nu face nicio deviație de la forma clasică. De aici nu spuneam fondul clasic. Apoi, clasicismul care se întrevede în glosa nu mai ține neapărat de reabilitarea unor formule din antichitatea greacă sau latină sau unor motive mitologice, ci de reabilitarea, de împământenirea, să spunem așa, în lirica românească de atunci și de dincoace, de până la noi, a unei forme clasice, cum este glosa, care are o structură foarte rigidă. Este o formă fixă de poezie, nu? Care a fost pentru prima dată cultivată în poezia spaniolă în veacul al XV-lea. Deci numai, asta spuneam, că nu mai este o revenire la clasicismul antichității și la mitologie, dar care, de fapt, are aceeași temă, ca să scurtez asemănările dintre cele două poeme, are aceeași teză a regăsirii
poetului, după ce trece prin existența cotidiană care îl coboară în deșertăciunea deșertăciunilor, cum spune în altă parte. În Grosa, așadar, începe cu, spuneam, cu o respectare clară a structurii sale definitorii. Începe cu strofa, nu temă, care va fi inversată în strofa finală. Ceea ce pare, mi s-a părut iarăși o parte originală și încă necomentată de exegeții mineșceni, pe care am citit eu și eu cât am putut, pentru că nu poți să citești toată bibliografia eminesciană într-o viață de om, zic eu, este această, cum să zic, această adoptarea unei poezii de cunoaștere care, în cel puțin în generația noastră, a devenit una obsesivă de cunoaștere și autocunoaștere. Dar în Grosa, Eminescu în plus renunță la mitologie, la clasicismul mitologic, pentru a observa viața din jurul său, din prejurul său. Și un punct important de originalitate este că sunt de observat în Grosa două momente de contaminare a motivelor sale cu poeziile arhicunoscute. E vorba de două strofe interioare care trimit la partea de pamflet din Epigonii, partea aceea în care pesimismul de nuanță Schopenhaueriană, cum a spus și Leonid, debordează în textul poetic nu printr-o adresare către Epigon, ci printr-o adresare către congenerii săi de alături. Și al doilea motiv de contaminare este cu Luceafărul, care va apare ceva mai târziu în formula definitivă. În 83 se e considerată formula definitivă, după câte am înțeles la Perpesicius, dar în care există două versuri ce trimit la emblematicul vers din confesiunea lui Hiperion, nemuritor și rece. Ce, ar fi multe de spus, dar le-am mai spus și scris, așa că le puteți găsi în revista Argeș. Ceea ce vreau să subliniez în total este că totuși Eminescu este, din păcate, cunoscut uneori numai prin câteva capodopere. Exact ca pe vremea proletcultismului, când Eminescu era cunoscut, cum spuneam, prin Împăraș Proletar. Mi-am dat seama și de la studenții mei, care, pentru că câțiva ani am ținut și cursul Eminescu în afară de literatura contemporană și universală, și mi-am dat seama că ei nu citeau decât poemele arhicunoscute și arhicomentate. Eminescu rămâne același om de plin al culturii române și oricum este punctul de reper pentru poezii tuturor generațiilor. Prin aceasta mi-ați răspuns la întrebare, mi-ați răspuns și pe parcurs, dar mi-ați răspuns și acum la final. Aproape că v-aș fi adresat o întrebare, dar probabil dacă mai e timp, dacă credeți că Eminescu, deci facem un fel de istorie contrafactuală, ar fi continuat să toarne un continuu romantic în formă clasică, așa cum a reușit în Odămetru Antic și în altceva. Dar dacă e o supoziție și vă întreb doar așa ca să... mă gândesc că poate totuși în direcția asta ar fi evoluat. Deci
de la capăt opera odă metodică. Da, e greu de spus. De spus. Cert este că când și-a pierdut simțul de creație, ca să spunem așa, eufemistic, Eminescu n-a făcut nicio confesiune, deci nu putem să ne bazăm pe absolut nimic decât pe niște speculații ale contemporanilor săi care au ajuns uneori la niște inepții. Dar, în fund, acest altoi și această recuperare în structura romantică a poeticii sale, a clasicității, i-a dat și perenitate. Pentru că fără clasicism nu ar exista nicio alt curent. Nu toți pornesc de la o perfecțiune și o cunoaștere și autocunoaștere. Da, mi-ați spus foarte bine și scurt. Bun, acum vă invit să-l ascultăm pe domnul Jean Dumitrașcu. Bună ziua! Nici nu știu cum, de unde să încep. Domnul profesor Nicolae Oprea a vorbit foarte mult despre Mihai Eminescu, despre viața și opera poetului nostru național. Leonid Dragomir la fel a făcut o introducere provocatoare și bine argumentată. Aveți în față doi foști redactori șefi ai revistei Argeș, întâi domn profesor Nicolae Oprea, apoi eu, în prezent domnul Leonid Dragomir. Și ce... Domnul profesor Oprea a vorbit de manuscrise, de ediția de manuscrise, de pledoaria făcută de noi ca pentru facsimilarea caietelor lui Eminescu. Ei bine, noi ca a început această campanie de facsimilare a caietelor lui Eminescu în revista Argeș. În 1969 a publicat primul articol studiu, marginalii la un vers eminescian, descoperise și el în anii din urmă, pe când lucra la ediția de traducerea lui Eminescu din Kant, din prima parte a Criticii rațiunii pure, alături de Alexandru Surdu, a descoperit și el bogăția manuscriselor eminesciene, iar în articolul din revista Argeș comentează un vers găsit pe o foaie, printre alte notații, ca o spaimă împietrită, ca un vis încremenit. Și pornind de la acest vers, pledează pentru facsimilare. Și iată că revista Argeș, încă din 1969, prin Noica, a dus la revistă să publice de către Ion Popovici, în foarte scurtul lui mandat de redactor șef al revistei Argeș, din toamna anului 1969, domnul Popovici l-a convins pe noi ca să publice un singur articol, din păcate, până la dispariția sa fizică, în revista Argeș. Domnul Oprea pomenea de bibliografia Eminescu. Din fericire, nu vreau să sune alaudă, am peste 400 de volume despre Mihai Eminescu. Le-am în biblioteca de acasă. Le-am cumpărat treptat de-a lungul anilor
Și vă spun că multe sunt depășite, întrucât nu poți vorbi adecvat despre Eminescu decât acum, când avem la îndemână integrala operei eminesciene. Pentru că, începând cu Grama și până la, nu știu cine, până în anii 90, când nu aveai la îndemână integrala, nu puteai să spui că îl cunoști cu adevărat pe Mihai Eminescu. Ei bine, această ediție ne-l prezintă pe Eminescu așa cum a fost. Controverse sunt în privința vieții lui. A fost, în timpul vieții a avut foarte mulți detractori, începând cu HD-ul, cu autorul poeziei Muza de la Borta Rece, când este numit acolo poetul Minunescu, iar Maiorescu este numit Minorescu în acea poezie. Scuze-mă că te întreb, și poetul pe care eu îl admir și scris despre el, a avut la un moment dat, pentru că îl simțea clar că este rivalul lui pe care nu-l poate întrece, s-a născut la 4 ani după Eminescu Macedonski, avea tot felul, a scos și multe reviste efemere și într-una din ele publică o epigramă nefericită în care îl satirizează pe Eminescu exact în momentul în care are prima lui criză de nebunie. Așa este, dar să știți că și Eminescu îl criticase în anii anteriori pe Macedonski. Îl simțea ca rival pe Macedonski. Eminescu încă mergea, apropo de stilul poetic, pe viziunea romantică și e socotit ultimul mare romantic european. În schimb, Macedonski era racordat la valorile europene de la vremea aceea, deja a trecut la modernism. Și de aici și multe articole scrise de Eminescu împotriva lui Macedonski. Iar Macedonski, din păcate, într-un moment total nefericit, publică acea epigramă pentru care Macedonski a avut mult de suferit din partea contemporanilor. Ce aș vrea să spun despre Eminescu, mai ales că îl văd în sală pe domnul Vasile Ghițescu și mi-aduc aminte de o întâmplare. Acum mulți ani în urmă am scris un studiu despre data nașterii lui Mihai Eminescu. Și studiul începea așa, un studiu pe care l-am dezvoltat ulterior, l-am publicat și prin revista Arge și într-o carte. Spuneam așa, Eminescu nu s-a născut la 15 ianuarie 1850. Și după care eu veneam cu 10 de argumente că Eminescu s-a născut pe 20 decembrie 1849, după cum singur a notat în albumul Junimii, la o aniversare Junimea, cu mâna lui a notat data nașterii și locul nașterii, că și ei sunt controverse, unde s-a născut. Și domnul Vasile Ghițescu lucra la corectură atunci, când vede nu, acolo îl taie și apare a doua zi în ziar, Eminescu s-a născut la 15 ianuarie. Părerea mea este că George Călinescu, prin autoritatea lui, este cel care a impus data de 15 ianuarie 1850, pentru că erau controverse și în perioada interbelică asupra datei nașterii și a rămas așa.
Și e bine că statul român, pornind de la această zi de naștere, a instituit Ziua Culturii Naționale. Dar statul român trebuie să știe că Ziua Culturii Naționale este în fiecare zi, că ziua lui Eminescu, de fapt, ar trebui sărbătorită în fiecare zi. El însuși, pe vremuri, oamenii nu se sărbătoreau după ziua de naștere, ci după numele de sfânt. De Eminescu însuși se sărbătorea de Sfinții Mihail și Gavril, după cum dovedește corespondența sa. Și... mai fac o completare la numele de Mihail Eminescu. Dacă uitați la ediția Princeps, puteți să o fotografiați, că este fotocopiată din 89, la sfârșit, da. Deci, Titu Maiorescu îl botează după Iosif Vulcan, îi zice Mihail Eminescu în prima ediție și unica ediție antumă din Eminescu, știind foarte bine că majoritatea poeziilor au preluat semnătura cu care a fost botezată de Iosif Vulcan la familia de debut, și anume Mihai Eminescu. Da, scuze. Pentru că de fapt îl chema Mihail Eminovici și Vulcan este cel care îi românizează, să zicem așa. Nici nu știți cum era caligrafia numele lui Eminescu pe când era elev la Cernăuți, cu Eminovici, cu W, cu... Și despre ce vreau să vă vorbesc acum? Despre legăturile lui Eminescu cu Argeșul. Eminescu a cunoscut foarte bine Argeșul, Mușelul. În primul rând, a trecut prin Pitești și a dormit la Conacul Golești, după care la Conacul Crețuleștilor de la Leorden, după care și-a continuat drumul în 1866, când a mers pe jos de la Blaj până la București, unde se angajează suflor într-o trupă de teatru a lui Fanny Tardini. Da. Cu care în 1867, deci avea 17 ani, vine la Pitești, unde exista un teatru improvizat exact în zona teatrului actual, și nu joacă, știți că era doar suflor și copist, și a tradus pentru Tardini o artă teatrală, îmi scapă numele autorului german, pentru că Eminescu deja de la Cernăuți învățase bine limba germană. După care mai trece prin Pitești în drum spre Moșia Florești, dar nu drumurile lui sunt importante, pentru că la Câmpul Lung avea un prieten de la Cernăuți, a fost coleg de clasă, Dimitrie Scureiu, care a ajuns învățător la Câmpul Lung și care îl mai ajuta cu bani și pe Eminescu, dar și pe Caragiale, profita și Caragiale de prietenia lui Eminescu cu Scureiu. Dar când a fost ziarist, Eminescu era la curent cu tot ce se întâmpla la Pitești. Eu i-am citit toată publicistica și am rămas uimit să văd câte articole a putut să scrie despre oameni, locuri, fapte din Pitești sau din Curtea Dage sau din Câmpul Lung. Deci era la curent cu ce se întâmplă la noi. A ironizat și o publicație, Speranța, care a apărut la Pitești, că era făcută de neprofesioniști. Din păcate nu aveam o
noi la Pitești pe vremea lui Eminescu presă adevărată, știa cum se desfășurau alegerile la Pitești, spunea că la cârciuma cutare Brătianu l-a chemat pe cumnată sau pe ginerii sau, dar toți ăștia erau din neamul, deci toți erau din neamul lui, și Ghiță Enescu și alții, și se alegeau deputați, senatori și împărțeau portofoliile și ajungeau în Parlament. Ei bine, Eminescu era la curent, nu știu ce informatori avea pe aici, pe la Pitești, de scria aceste lucruri. A reușit să debarce și pe un subprefect de Argeș și în urma articolele sale, pentru că articolele sale erau citite în Parlament, unde Eminescu, să știți, acolo își petrecea dimineața, participa la ședințele de Parlament, după care mergea la ziar, la Timpul, și scria despre viața politică românească. Probabil se împrietenise cu parlamentari de Argeș și de la aceștia afla ce se întâmplă pe la noi, cum l-a destituit pentru un doctor evreu care s-a opus în mormântării unui prieten de-al lui pe motiv că acela era socialist și ateu. Dr. Russell din Curtea de Argeș. A ieșit mare tărăboi, preotul, de când nu s-au bătut acolo, la fața sicriului argeșanului, și Eminescu a aflat imediat, a scris, cazul a fost preluat de un mitropolit care era membru al Parlamentului. A ieșit mare tărăboi, a fost trimis sub prefectul și până la urmă Argeșanu a fost înmormântat, dar pentru că sub prefectul de Argeș ținuse partea doctorului Russell, a fost destituit în urma articolelor lui Eminescu. Deci, ca să vedeți cât de implicat era și aici la noi în Argeș. Ar fi foarte multe de vorbit despre viața și opera lui Eminescu. Mulți l-au considerat că era conservator și, într-adevăr, făcea parte din clubul restrâns care conducea clubul conservator format din 11 membri, dar alături de ideile conservatoare el avea și alte influențe, era mai naționalist decât ceilalți conservatori. Mai ales există o vorbă folosită de unii critici literari când Petre Carp îi spune lui Maiorescu: mai potoliți-l pe Eminescu, pentru că ajunsese să-i critique până și pe conservatori. Da, așa este, pentru că pornind de la partea naționalistă a lui, Eminescu depășea cadrul ideilor conservatoare și încerca să forțeze ideologia partidului în acest sens, pentru că teoria formelor fără fond, să știți, a fost agreată, folosită și de Titu Maiorescu, mai întâi, apoi de Eminescu, dar și de Brătianu, marele dușman al lui Eminescu. Nu era zis să nu scrie despre vizir. Dar, curios, în schimb, Eminescu era prieten cu fratele lui Ion C. Brătianu, cu Dimitrie Brătianu. Dovada articolele pe care le-a scris despre acesta din urmă. Pe lângă aceste idei politice, care mai târziu, pentru care mai târziu a fost considerat în fel și chip.
Deci am spus că era socotit conservator. În perioada interbelică a fost socotit proto-legionar. S-a scris despre naționalismul lui Eminescu. După aia l-au preluat comuniștii. În 1948 l-au ales membru post-mortem al Academiei Populare Române și iată că Eminescu a ajuns membru al Academiei Române, când ar fi putut fi ales membru din timpul vieții. Cine își mai amintește acum de membrii Academiei Române din timpul vieții lui Eminescu? Nimeni. Sau cine câștiga primile de poezie din vremea lui? Nu Eminescu. Alții, dar nu mai știm cum îi cheamă, pentru că timpul cel mai bun judecător a arătat cine are valoare și cine nu. Și mai nou, prin 2000 a existat un mare scandal în România, în Dilema. Mi s-a dedicat un număr lui Eminescu în care era criticat și ca om și că era păros, asta a spus-o Mircea Cărtărescu, și scund, sau că Mite Cremniț, de care Eminescu era îndrăgostit, nu doar de Veronica, își notase în jurnalul ei că Eminescu avea unghiile netăiate. Deci fiecare vedea la Eminescu altceva, cum și contemporanii îl criticau, îl numeau în fel și chip. Eu am scris despre detractorii de lui Eminescu din timpul vieții sale, era numit Lingău, Lacheul Maiorescu și așa mai departe. Ar fi multe de spus. La mulți ani, Mihai Eminescu. La mulți ani tuturor. Mă voi încadra în termenul de 2-3 minute, pentru că a fost rostit și numele meu. Întâmplarea cu materialul domnului Jean Dumitrașcu, căruia îi port o veche prietenie și constantă, s-a petrecut în anii 94-95, după evenimente din decembrie, când ziarul Argeșu apărea în formă electronică la calculator. Se făceau pe pagini, paginile se împărțeau la echipă, veniseră niște fete noi, printre care Florentina și Adrian. Și fiecare răspundea de câte o pagină. Când s-a făcut colaționarea, printr-un complex de împrejurări, nefericit, i-aș putea spune, materialul domnului Jean Dumitrașcu începea cu Eminescu nu s-a născut. Și acolo a fost această grupă de două litere nefericită, pentru că cel care a cules materialul la calculator, a cules Eminescu s-a născut, pentru că așa știa toată lumea. Și la colaționare a scăpat. N-a fost greșeală de corectură, a fost greșeală de audiție. Sigur, aici, păi a spus degetul exact unde trebuie, pentru că urma lectura cap limpede. Și cel care a făcut capul limpede n-a fost subsemnat, a fost un altul, eu aș fi remarcat ceva poate, dar după aceea, ce să mai era deja târziu. Era o perioadă grea, când era de început, nu se cunoștea tehnica calculatorului și atunci, nu de puține ori, pe la 3 dimineața se ștergea din manevre greșite, plecam pe la 4-5 împreună cu Mirela Neagoe, ne-a mușcat și un câine pe strada Rahovei și uite așa, și până la urmă a ieșit așa, cred, o împrejurare de destin, nu știu cum să o numesc, n-a fost nicio intenție și îmi vine greu să cred că la un secol și peste un secol și ceva, cineva s-ar fi plecat asupra acestui material. Eu atunci am fost martor și al unor materiale foarte interesante ale domnului Jean Dumitrașcu, între care Eminescu și Argeșu, și un volumaș foarte frumos și bine alcătuit Când mă gândesc la viața mea, pe care le păstrez și acum cu dedicație, plus că atunci s-a petrecut un fenomen care după aceea a avut urmări. Când a auzit că la liceu am avut un coleg pe numele Constantin Dumitru, domnul Jean Dumitrașcu a spus: cum? Ai fost coleg cu autorul unicei cărți interesante apărut în 81, Inteligența Materiei, și s-a uitat la mine cu alți ochi. Acestea au fost împrejurările.
rămân de domeniul trecutului, dar important este că revista a supraviețuit și autorii care au contribuit și atunci, contribuie și acum, în ciuda vremurilor incredibile pe care le trăim. Să dea Domnul, care ori mai rezista dintre noi, să continue această nobilă misiune și faptul că și ieri și aseară ne-am întâlnit sub spectrul luceafărului și mai după masă și la filarmonică și la toate, să ne țină Dumnezeu sănătoși, să putem continua această misiune nobilă. Vă doresc bine și un început de an tuturor. Ca întrebare aș pune, de ce nu există cel puțin oficial o știință numită eminescologie? Pentru că, după cum spunea și domnul profesor Nicolae Oprea, sunt nenumărate cărți despre Eminescu, n-ai timp o viață să le citești. Ar fi foarte interesant dacă s-ar preda la facultate un curs sau mai multe cursuri de eminescologie. Asta e părerea mea de eminescofil, dacă pot să spun așa. Asta, de fapt, este întrebarea. Ce se poate face ca să existe o asemenea știință oficial? Practic există. Știm bine că sunt atâția eminescologi, chiar și argeșeni, cum e domnul Nicolae Georgescu, profesorul Ene și așa mai departe. Și vreau să mă și laud cu ceva. Am numărul 1816 din ediția din 1931, de 3500 de exemplare al lui Perpesicius. Sunt mândru de asta. Mulțumesc! Vă mulțumim. Răspunsul vă vor da cei doi invitați care, cum ați remarcat, sunt mult mai specializați ca mine. Începe domnul Jean Dumitrașcu și dacă vrea și domnul Nicolae. Domnul doctor are dreptate. Ar trebui făcut mai mult pentru Eminescu. Marele eminescolog argeșan la origine, Nae Georgescu, a propus și a militat an și an de zile pentru înființarea unui institut Eminescu la București, unde să te duci și să studiezi pur și simplu opera lui Eminescu. Din păcate, acest lucru nu s-a realizat nici până în prezent. Știința ca atare există, deci toți studioșii în Eminescu se consideră eminescologi și aportul lor ține de eminescologie. Din ceea ce știu eu, cel puțin la Facultatea de Litere de la noi, există un curs special Eminescu, nu se cheamă eminescologie pentru că nu prea avem cadre care să intre în logosul lui Eminescu. Ceea ce vreau să completez însă la ce a spus Jean este că au fost după în anii 90, imediat după răsturnarea din decembrie, au fost tot felul de inițiative optimiste și care ne dădeau speranțe în ce privește viitorul recuperării în întregul său a creației și a vieții lui Eminescu, când s-a înființat memorialul Ipotești, memorialul lui Eminescu de la Ipotești. Eu am și fost la câteva festivaluri la Ipotești și, mă rog, la un moment dat am fost cazat peste noapte într-una din căsuțele unde trebuiau să vină tot felul de cercetători în eminescologie. Toate căsuțele erau vreo 5 căsuțe în stil rustic, erau însă nelocuite, deci mai așa când erai nevoite, veneai mai departe. În mod normal, trebuiau să fie locuite de bursieri ai statului român. Și în un an, doi, după câte mi-a povestit directoarea de acolo, chiar au fost câțiva bursieri, niște tineri cercetători în Eminescu,
care au încercat să, și-au publicat câte o carte mai mult sau mai puțin comentată, cu ecouri rare, dar în momentul în care a intervenit în România noastră capitalistă a doua și cea mai cruntă cenzură după cenzura comunistă, cenzura economică, s-au sistat toate bursele date de Ministerul Culturii, așa că s-a terminat cu proiectul. E o clădire goală cu o bibliotecă cu studii despre Eminescu și aia incompletă acolo și unde se mai fac din când în când aniversări Eminescu. Banii contează și în ziua de astăzi în ceea ce privește Eminescu. Și asta am vrut și să dovedesc. În momentul în care se întinde ca o peltea reeditarea întregii opere a lui Eminescu, care la urmă urmei nu e așa de mare, dacă uităm variantele, versiunile, a durat o jumătate de secol. Deci știința ca atare este, dar nu este susținută efectiv prin burse sau subvenții de proiecte. Da, bun, eu ce să vă zic, mulțumesc invitațiilor mei, vă mulțumesc tuturor și vreau să spun că avem totuși ocazia să ne mai spunem încă o dată la mulți ani pentru ziua de mâine, ne spunem de anul nou și ne spunem și de 15 ianuarie. La mulți ani tuturor, să ne vedem cu bine!